Quartetul Transilvan îl are în componență pe unul dintre cei mai valoroși violoniști români ai acestei perioade, Gabriel Croitoru, motiv pentru care i-a fost dată posibilitatea de a concerta chiar cu vioara ce i-a aparținut lui George Enescu. Autoritățile locale le-au pus la dispoziție gorjenilor 500 de invitații, evenimentul având loc după ora 19. Mâine seară pe insulița de pe Jiu, în locația de acolo, va avea loc începând cu ora 19 spectacolul Zestra, susținut de Quartet Transilvan, un spectacol care va fi susținut și în cadrul căruia va fi prezent compozitorul Gabriel Croitoru. Acesta va încânta publicul pe acordurile vioarei, ce a aparținut lui George Enescu. Oricine dorește să ia parte la acest concert trebuie să meargă la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuș, Consiliul Județean Gorj și Centrul pentru Informarea Cetățenilor din cadrul Primăriei Târgu Jiu.